Atelierul intercultural Victoria, restaurat recent, începe să se degradeze. Autoritățile sunt în război cu firma care a executat lucrările pe care a acționat-o în instanță. După nenumărate sesizări, noi am mers în instanță. În instanță ni s-a dat câștig de cauză pe fond. Din păcate, în momentul de față va trebui să facem aceste remedieri pe cheltuială proprie, conform expertizei realizate în primă instanță, după care sperăm că la apel să ni se dea din nou câștig de cauză și să reușim să executăm constructorul pentru prejudiciu creat. Am avut o discuție cu expertul respectiv, am avut o discuție cu proiectantul ca să ne asigurăm că n-a fost o greșeală de proiectare, că din păcate materialele folosite de către constructor au lăsat de dorit, chiar și modul de realizare. Condițiile meteo nefavorabile au făcut ca aceste lucruri să se întâmple. Nu trebuia să se întâmple, v-am zis, este în perioada de garanție, luăm toate măsurile legale pentru a-l remedia. În cel mai scurt timp vom face procedura pentru atribuirea acestui contract pe buget local. Se vor face remedierile necesare. Pentru că problemele apărute împiedică buna desfășurare a activităților culturale în incinta cinematografului, autoritățile au decis să plătească din bugetul local reparațiile în primă fază. Apoi constructorul din Bacău va fi nevoit să achite contravaloarea reparațiilor. Paralel cu execuția treia să meargă și partea de alimentare, pentru că era nevoie de curent trifazic la acea locație pentru a putea suportant întregul consum. Din păcate, în momentul în care s-a făcut studiul de soluție, s-a descoperit necesitatea devierii unor cabluri din spatele curții primăriei, lucru care a fost strict în ograda celor de la CEZ, care a durat mai mult decât noi ne așteptam, adică aproximativ un an de zile efectiv de la studii până la execuție. După finalizarea acestor lucrări de intervenție, va fi pusă în funcțiune și instalația de încălzire a clădirii. Furnizorul de electricitate a instalat echipamentele necesare pentru a asigura funcționarea sistemului de climatizare.